Efectul Pygmalion, perfecționare, relație verticală. În business, ca să spunem așa, s-a constatat că cea mai importantă relație este cea între șef și subordonat. Funcție de cât de înspăimântătoare este această relație sau cât de pozitivă este, avem succes sau respectiv insucces. Există un test care s-a făcut întâi în California, în urma căruia s-a descoperit un așa numit efect Pygmalion. În mai multe școli, o echipă de cercetători din domeniul psihologiei a venit cu o propunere făcută profesorilor. Și anume, noi avem o formulă nouă prin care identificăm nu numai IQ termină, dar vă indicăm și care sunt elevii, studenții care au o evoluție rapidă, fulminantă. Vor fi extrem de activi, de buni în materii diferite într-o perioadă foarte scurtă de câteva luni. Bun, haideți să facem acest test, să vă arătăm, să vă indicăm care sunt aceia. Au făcut un test, am spus Hannah, George, Tom, Julie, în această clasă vor evolua fantastic. Însă le-au cerut profesorilor să nu adopte o atitudine specială, să nu facă ore suplimentare, nimic. Ba chiar s-a specificat că această activitate va fi urmărită și nu vor să fie afectate efectele testului în niciun fel. Deci e bine, sunt solicitat să nu intervin. După câteva luni s-au întors și într-adevăr cei indicați, Hannah, George, Julie, Harry, au devenit foarte buni. S-au ridicat la un nivel fantastic. Bun, și care este surpriza, care este the catch? Pentru că este o surpriză și o mică păcăleală, să spunem așa. Pentru că cercetătorii urmăreau să vadă altceva decât ceea ce au spus. De ce s-a întâmplat? Cei menționați au fost aleși, de fapt, din mijloc. Erau average. Nu se remarcau în niciun fel. Față de ce le-au spus profesor, la fel, ei au făcut pur și simplu un test IQ simplu. Nu există încă un test care să arate ce evoluții au pe termen scurt unii sau alții. Decât ăsta de care vorbim. Pentru că ce s-a întâmplat? Cei patru și mulți alții, pentru că nu s-a mers mai într-o clasă, s-a făcut testul pe multe, multe cazuri, au evoluat în felul acesta pentru că profesorii au crezut în ei. De unde efectul Pygmalion, de la faimosul sculptor, mitologia greacă, Pygmalion, care creează o statuie pe Galatea, îi place foarte mult, se îndrăgostește de aia, cere zeilor să o însuflețească. Și este ascultat, Pygmalion. Piesă de George Bernard Shaw, My Fair Lady film, în fine. Și nu numai atât, acest efect Pygmalion a fost studiat în întreprinderi, să spun așa, în companii, în universități și invers. Deci și atunci când studenților li s-a spus acest profesor l-am studiat noi, va avea o evoluție fantastică. Și studenții au crezut în profesor, acesta a performat mult mai bine. Deci relația merge și într-un sens și în celălalt, dar merge și în companie. Și anume, deci un manager când crede în acești angajați, în acei angajați pe care îi are, ei sunt mult mai buni. Am putea spune și invers. Bine, aici mă gândesc de multe ori cum funcționează sau nu la noi acest experiment sau altele, cât se poate și nu se poate aplica.
Concluzia cred că ar fi că se poate aplica foarte mult, dacă nu tot. Chiar dacă contextul este altul, un context care mă face să mă gândesc la părintele psihologiei pozitive, ce care în jur de 2000 s-a gândit, un fenomen relativ nou, 2000, vorbim de 2000, sunt mai 17 ani, psihologie există de aproape 150 de ani, dar nu pozitivă ca atare. S-a gândit, e bine, psihologia până acum se preocupă să aducă oameni de la minus 7 la 0, să-i facă normali, să zicem așa, să-i repare. Haideți să facem în așa fel încât să luăm oamenii normali, să-i facem să fie bine, să fie fericit, să fie, să ajung la plus 7, 10. Un maxim nu se poate, apropo, în paranteză, cei care spun că din 20 sau sunt fericiți 20 din 20, ceva nu e în regulă, nu există. Sau, mă rog, există, dar acolo toți avem, e uman, scădere, perfecțiune nu există, nici nu e bine perfecționism și excelență. Tal Ben-Shahar, profesor de psihologie pozitivă la Harvard, care l-am pomenit și o să-l mai pomenesc, vorbește despre fenomenul ăsta, că nu e bine să cauți. Cei care caută perfecțiunea au o problemă, pentru că perfecțiunea nu există și vor fi tot timpul nefericiți încercând să atingă. E bine să cauți excelență, foarte bine, minunat, grozav, cum vreți să-i spunem, nu perfection. We need to look for excellence în cuvintele lui. Uneori e și asta o problemă, cum să adaptezi niște termeni, traducerea lor, una că e dificilă, sunt atâtea variante, gratitude, recunoștință, mulțumire. Alta e pentru că o problemă, pentru că nu corespunde exact, parcă nu sunt la fel. Dar revenind la ce spuneam în contextul nostru, Martin Seligman a lucrat la începuturile carierei sale, înainte de psihologia pozitivă, niște teste făcute pe animale, pe câini. Și anume, câini în diferite ipostaze erau supuși la șocuri electrice. Și unii dintre ei nu aveau ce să facă în primele părți ale testului. Deci, curent electric și asta e. Na, erau prinși într-o incintă și nu. Și într-o altă etapă, următoarea etapă, puteau să iasă. Deci, aceiași câini, șoc electric, însă aveau posibilitatea să sară dincolo. Era un obstacol pe care puteau sărea. Nu mai săreau. Pentru că se obișnuiau. Obișnuința aia a doua natură, despre obișnuință vom mai vorbi. E bine să, printre soluțiile pe care le avem, să creăm ceea ce același Shahar și alții numesc rituals, creăm niște obiceiuri bune, cum ar fi sport, exercise, dacă nu zi de zi, cât mai des. Și unele dintre aceste obiceiuri, după câteva săptămâni s-a stabilit, devin a doua natură, le facem mult mai firesc. E adevărat că sunt și obiceiuri proaste. De asemenea, durează săptămâni să le eliminăm. Însă revenim la acești câini, au cercetătorii în cazul respectiv, au denumit asta learned helplessness, learned pessimism. Deci, câinii se învățaseră că n-au ce să facă din primele faze ale experimentelor, repetate, de altfel nu în 3 minute se adaptau, dar tot puși în față, în față cu situația asta, fără ieșire. Nu mai căutau o ieșire, nu mai ieșeau din context, nici când exista o soluție, când puteau sări peste obstacol. Există și cealaltă variantă. Martin Seligman are chiar o carte, Learned Optimism. Optimismul se învață. Și mă gândesc că la noi se aplică chestia asta. Avem, e adevărat, tendința, an de comunism, ce-a urmat, ne-au făcut să experimentăm cumva și masă, e și chestia asta că se molipsește, dacă auzi foarte des în jurul tău, pe la noi, din traficul din București sau din țară sau pe drumurile de aici sau în firmele de aici sau magazine de acolo sau de acolo fiind tot. Un pesimism învățat pe care trebuie să-l
Deconstructing Harry, este un film, să-l demontăm și să aplicăm learned optimism. Sunt soluții, e adevărat că depinde și de individ, am mai vorbit despre resilience, despre importanța răbdării, rezistenței, la fel ceea ce se numește delayed gratification în experimentele de dincolo, să zicem. Cel mai multe, din câte știu eu, sunt făcute în lumea anglosaxonă. Deși noi avem o carte care se numește Formula Fericirii, Stefan Klein, nu-ți vai, nu știu, dar era să spun, la Libreria Humanitas, care vorbește foarte bine despre multe soluții spre fericire, varietate. De exemplu, este un ingredient foarte, foarte util și recomandat să merge până acolo, încât se spune încercați să mergeți pe alt traseu spre muncă, spre un loc pe care îl frecventați des, dar pe care duceți pe aceea și pe același drum. Încercați o altă, pentru că varietatea este indicată altfel, într-un mod plastic, poate, de același profesor de la Harvard, o somitate, evident, Harvard, nu, o culme a educației, care are așa numitul lasagne principle, principiul lasagne, și spune așa că se duce acasă, mama lui are talent culinar și face o lasagne cum nu face nimeni altul. Și este mâncarea preferată a lui Tal Ben-Shahar, dar efectul lasagne spune că n-ar putea să mănânce de dimineață până seara și în fiecare zi lasagne. La fel cu principiul varietății. Și o soluție cu care închei pentru acum, mai revenim, cred, inshallah. E bine să creăm obiceiuri noi, ritualuri. Cum am spus, unul fiind să facem sport dimineața sau seara, pentru că alte studii, nu de psihologie de data aceasta, medicale, ajung la concluzia că the chair kills, statul pe scaun ucide. Poți chiar, dacă stai foarte mult 12 ore, poți chiar să faci sport după cele 12 ore, dar tot este un efect negativ.